Suntem în plină desfășurare a conferinței Viticon. Suntem într-un moment în care unul dintre partenerii conferinței ne va prezenta mesajul pe care îl are către dumneavoastră. Este vorba despre tehnologia de protecție și nutriție pentru vița de vie și invit în scenă pe domnul Mărgărit Miță Dragomir. Bine ați venit! Și bine ne reîntâlnim, sunteți la... Bine că ne vedem măcar noi. Acum, până începeți dialogul cu auditorul pe care îl avem, așa cum spun, în online, o întrebare personală. Ce vin bun ați mai băut în ultima vreme? Sincer? Da, vă rog sincer. Sunt un admirator al vinului roșu și în special fetească neagră. Mă bucur că spuneți despre fetească neagră, pentru că poate fi realmente un ambasador pentru România, dar produsul finit vin are nevoie de ceva în amonte, respectiv specialitatea noastră. Vă rog tare mult! Ok. Dragi fermieri, dragi parteneri, o să încep în a mulțumi colegilor și partenerilor noștri de la Agricavor pentru această oportunitate de a ne întâlni chiar și în mediul online. Am să spun o primăvară frumoasă și toate gândurile bune din partea Summit Agro România pentru dumneavoastră, toți cei care lucrați în agricultură și în mod special pentru doamnele. Deci să avem o primăvară frumoasă și un an cu perspectivele care sunt pozitive. Astăzi o să vorbim despre Summit Agro, despre produsele pe care Summit Agro le are în portofoliu și vi le pune la dispoziție pentru a fi integrate în tehnologia de combatere a bolilor, a dăunătorilor, dar și pentru a vă veni în sprijin cu o parte din produsele Summit Agro, din portofoliul nostru, pentru completarea nutriției. Știm că nutriția este obținută prin fertilizarea de bază, dar pe perioada de vegetație avem nevoie și plantele au nevoie și de completare. În acest sens, Summit Agro România are și un portofoliu de astfel de produse. Astăzi, dacă ne uităm pe acest slide, pe acest ecran mare, putem să vedem produsele care pot fi integrate, pe care Summit Agro vi le pune la dispoziție și puteți să le integrați în tehnologia dumneavoastră. Știm că sunt destul de mulți parteneri în zona aceasta. Unii dintre ei pot avea produse mai multe sau mai puține, pot acoperi o mare nevoie din tehnologia de protecție și nutriție, dar e bine ca întotdeauna să avem o intercalare, o tehnologie integrată în care să integrăm produsele existente pe piață în așa fel încât să evităm probleme de rezistență. Am să încep cu primul segment, care este segmentul de fertilizare foliară. Practic, în acest segment, Summit Agro vă pune la dispoziție două tipuri de produse. Este vorba de produse cu fertilizanți, din grupa fertilizanților cu aplicare foliară pentru completarea nevoii de elemente nutritive pe perioada de vegetație al culturii de viță de vie și produse din gama biostimulanților, biostimulanți care Summit Agro România a văzut care este nevoia fermierului, nevoia agriculturii în general. Și atunci a decis să înceapă să facă cercetări și, bineînțeles, investiții în final în segmentul acesta de produse bio.
Noi am achiziționat o companie specializată pe așa ceva, este vorba de compania parte a Corporației Sumitomo, Futureco din Spania, care ne pune la dispoziție produse bio și produse din gama biostimulanților. Gama specifică Sumit Agro România se numește gama Seipro, deci în momentul în care aveți un produs și vi se recomandă un produs din gama Seipro, automat să știți că vine din portofoliul lui Sumit Agro. Pe tablou avem câteva produse, este vorba de Shigeki, este vorba de Kaishi, Kinactiv Fruit din gama Seipro și fertilizanții de care vă aminteam mai devreme, Elite și Fertigofol. Spunea mai devreme colegul meu Flavius că atunci când vedeți că aveți nevoie, când planta suferă de anumite, datorită anumitor cauze, da? Noi spunem în general, planta este stresată, atunci trebuie să venim să ajutăm planta cu ceva. Genul acesta de produse din gama Seipro a lui Sumit Agro vă ajută. Doar două cuvinte o să spun, nu o să dezvoltăm foarte mult această gamă. Shigeki este produsul care vă ajută în momentul în care aveți deja o perspectivă că este posibil să se întâmple un accident meteorologic, exact ceea ce Flavius menționa mai devreme, da? Un îngheț târziu, o ploaie cu grindină, putem să venim să aplicăm și Shigeki. Dacă n-am reușit să provizionăm acest accident, atunci putem să venim cu un alt produs, cum este Kaishi. Kinactiv Fruit este produsul pe care noi îl recomandăm. Sunt produse pe bază de aminoacizi liberi, de origine vegetală, obținuți prin procesul de în care folosim enzimele, da? Asta înseamnă că 100% aminoacizii care sunt în formula produsului respectiv sunt accesibil pentru plante, da? Pe de o parte. Pe de altă parte, acest gen de produse are în componență și anumite macro și microelemente specifice proceselor fiziologice din momentul în care noi recomandăm. În cazul acesta este vorba despre suferința pe care planta o are atunci când lucrează și consumă energie pentru formarea producției viitoare și pentru rezultatele economice. Trecem mai departe pentru combaterea dăunătorilor. Astăzi Sumit Agro România are în portofoliu două produse și anume Crima, care este cel de-al doilea nume comercial al produsului cunoscut Mospilan 20SG și Vizardu. Crima este un produs de viitor. Vedeți, astăzi, dacă ne uităm pe lista de produse existente în piața de pesticide din România, ne uităm și corelăm și cu deciziile care se iau la nivel de Uniune Europeană, unde și noi suntem membri, vedem cum multe molecule consacrate și foarte bine cunoscute și utilizate de către dumneavoastră în fermă au dispărut și rămân foarte, foarte puține molecule la dispoziția dumneavoastră. Una dintre aceste molecule este acetamipridul, care tocmai a fost analizat și al cărui dosar a fost aprobat a fi utilizat până în 2033. Deci, Crima cu substanța activă acetamipridul vă este la dispoziție, rămâne la dispoziția dumneavoastră și puteți să o folosiți cel puțin până în 2033, an în care va intra din nou la reomologare. Un alt produs pentru molie, vă spuneam, este vorba de Vizard,
Vizardul este un produs de contact, un insecticid de contact. Substanța activă este esfenvalerat. Comparativ cu celelalte produse din piața românească și din aceeași grupă chimică, esfenvaleratul are un avantaj, și anume că este prin izomerul pe care îl are și în formulă este un pic mai rezistent acțiunii razelor solare și poate fi folosit, puteți să-l folosiți dacă este nevoie, chiar și la temperaturi de până la 24 de grade Celsius. Trecem mai departe, să vedem un alt dăunător important în cultura viței de vie, sau dăunători, o altă grupă de dăunători importante în cultura de viță de vie, sunt acarienii. Da? Pentru combaterea acarienilor, Sumitagro România vă pune la dispoziție astăzi, sau continuă să vă pună la dispoziție, produsul Nisorun 10WP. Un produs foarte bun, combate acarienii în stadiul de ou, larvă și nimfă. Nu combate acarianul în stadiul adult, dar ce este important la acest produs este faptul că femelele care intră în contact cu soluția de Nisorun 10WP vor depune ponta, care pontă va fi sterilă, ceea ce ne ajută și reduce populația de acarieni în cultura noastră. Dacă am trecut prin partea de fertilizare, nutriție, biostimulanță, am trecut prin segmentul de combatere a dăunătorilor, prin segmentul de combatere a acarienilor, trecem la următorul segment, unde Sumitagro vă pune la dispoziție câteva produse care pot fi foarte ușor integrate într-o tehnologie completă alături de alte produse pe care le folosiți. Pentru mană, de exemplu, Sumitagro are în portofoliu produse precum Triumph, Cupertine Super, Drago, Fantichem. Din păcate, pentru noi, agricultorii, și pentru dumneavoastră, produse cum sunt Drago și Fantichem sunt produse care, printr-o decizie a Comisiei Europene, vor ieși, vor rămâne doar anul acesta încă disponibile dumneavoastră, dar începând cu 2022 vor ieși din piața românească. Da, știți decizia referitoare la molecula mancozeb. Triumph este un produs pe bază de cupru, cupru metalic, sub formă de hidroxid de cupru, și este un produs pe care l-ați văzut și în portofoliu prezentat de partenerii noștri AgriCover, un produs acreditat a fi utilizat și în agricultura ecologică. Deci putem să-l folosim atât în tehnologia consacrată, clasică, dar și în tehnologia de protecție integrată, acel IPM, da, tehnologia de combatere integrată, da, și în culturi 100% bio. Un alt produs pentru combaterea manei este Zetanilul. Zetanilul este un produs format din două substanțe active. Este vorba despre cimoxanil și zoxamidă. Mai târziu o să discutăm un pic mai în detaliu legat de acest produs și o să vedeți de ce îl discutăm în detaliu și de ce noi îl prezentăm aici. Ca și utilizare și recomandare, acest produs este recomandat, poate fi utilizat pe aproape toată perioada de vegetație, dar recomandarea noastră și a producătorului este să încercăm să-l integrăm într-o tehnologie de tratament în perioada de formare a boabelor, a fructelor, a strugurilor, până în fenofaza de pârgă. Acolo avem, să spun așa, își poate exprima potențialul maxim acest produs.
este folosit deja, nu e un produs nou, e un produs destul de vechi pe piața românească, e folosit cu succes în Podgorii, cum sunt cele de pe zona dealul mare, la Jidvei. De anul trecut, din 2020, a început să fie folosit și în partea de Dobrogea, da, la Murfatlar. Am trecut peste zona de mană, produsele dedicate manei, o altă boală care produce pagube economice în cultura de vie este făinarea. Pentru făinare, Summit Agro România are un produs căruia noi îi spunem doctorul făinărilor, este vorba despre ciflamid 5EV, are substanță activă ciflufenamid 5%, e formulat sub formă de emulsie de ulei în apă, un produs foarte bun, la fel va fi prezentat către dumneavoastră un pic în detaliu câteva minute mai târziu. Pe partea de adjuvanți, Summit Agro vă pune la dispoziție Improve 5-in-1 și Toil. Toil este un produs pe bază de ulei de rapiță, da? Este adjuvant natural, să-i spunem așa. Improve 5-in-1, de ce 5-in-1? Este un adjuvant care are în formularea lui mai multe componente și ne ajută la mai multe treburi, să spun, atunci când facem soluția de stropit. Primul dintre ele este că ne ajută să vedem și să stabilim soluția, pH-ul soluției de stropit la pH-ul normal, cât mai aproape de 5, da? Fără să generăm probleme culturii sau să greșim. Știm că atunci când nu cunoaștem sursa apei, e bine să putem să venim și să facem în așa fel încât să folosim produse, în așa fel încât să nu generăm alte pagube plantei de cultură. Deci, Improve 5-in-1 vine deja ambalat într-un bidon de plastic, iar pe etichetă are și indicatorul de culori pe fiecare segment de pH. La fel are în componență și agenți de umectare, ajută la o acoperire foarte bună a suprafeței foliare și ajută și la penetrarea mai bine, la pătrunderea soluției de tratament mai bine în plantă, cât și la o lipire foarte bine, foarte bună a soluției de suprafață foliară. Cam astea sunt produsele din portofoliul Summit Agro România pentru tehnologia de nutriție și protecție la cultura de viță de vie. Înainte să trecem mai departe la următorul produs pe care vă spuneam că o să-l dezbatem un pic mai în detaliu. Este vorba de Ciflamid. Ciflamid 5EV, regele câștigător în lupta contra făinărilor. Fungicid de excepție, cu excelentă acțiune contra făinărilor. Are dublă acțiune preventivă și curativă cu eficacitate de lungă durată. Se translocă rapid în plantă, având rezistență mare la spălare. Protejează cu succes culturile de grâu, viță de vie și măr. Ciflamid 5EV, de la Summit Agro. Experiență și tehnologie japoneză pentru recoltele tale. Ok, deci cum vă spuneam, Ciflamid, ați văzut și în film, e un produs foarte bun pentru combaterea făinării. Regele câștigător contra făinărilor, așa îl numim noi, este un produs care are un mod de acțiune foarte diferit față de celelalte produse competitoare pe piață. Repet, are în componență substanța activă ciflufenamid și va fi disponibil în piața românească cât mai mult timp. Ca și caracteristici a acestui produs, ați văzut și în film, este un produs care are acțiune curativă, da?
de lungă durată, modul de acțiune diferit față de ce există pe piață, de produsele de pe piață. Ceea ce este interesant, pe lângă faptul că are un pătrunde translaminar în suprafața tratată, acest produs, știți foarte bine că în momentul în care avem un foliaj foarte bogat, da, uneori venim și facem cârnitul în unele ferme, dar acolo unde, în zona strugurilor, a ciorchinilor, foliajul e destul de des și se formează și mediul prielnic instalării bolilor. Ei, produsul acesta are și capacitatea de a lucra prin vapori. Se formează vaporii în zona respectivă, iar acești vapori vin în contact cu frunzele care nu au intrat direct, în contact direct cu soluția de stropit și în felul acesta combate și agenții dăunători instalați pe frunza respectivă. Ca și avantaje, eficacitate de lungă durată, este compatibil cu produse de protecție a plantelor existente pe piață, cu o remarcă pe care v-aș ruga să o rețineți, este vorba de a nu amesteca acest produs cu produse care sunt și știți că sunt puternic alcaline. Are un profil ecotoxic foarte bun și poate fi aplicat, cum spuneam mai devreme, în amestec și cu alte produse. De obicei, noi scriem și menționăm pe eticheta produsului și produsele care sunt, că au fost testate și cu care recomandăm să fie amestecat produsul respectiv. Cam acestea sunt cuvintele pe care vreau să vi le spun despre acest produs. Vom trece la următorul produs. Zetanil. Privește mana cu alți ochi. Fungicidul ce asigură o protecție sigură și constantă chiar și în condiții climatice dificile. Soluție optimizată pentru strategii antirezistență. Formulare exclusivă dezvoltată pentru programul de combatere integrată a manei. Protejează cu succes culturile de cartof, tomate și viță de vie. Zetanil. Privește mana cu alți ochi. De la Summit Agro. Experiență și tehnologie japoneză pentru recoltele tale. Da, privește mana cu alți ochi, dar mă întorc la ceea ce spuneam mai devreme, deciziile Uniunii Europene legate de substanțele active, de produsele de protecție a plantelor utilizate pentru tehnologia de combatere a bolilor, dăunătorilor sau a buruienilor la erbicide. Din ce în ce mai multe substanțe dispar și nu prea mai avem soluții. Sunt puține molecule noi care vin pe piața românească. De ce? Pentru că sunt investiții maxime, mari de făcut și atunci fiecare companie trebuie să strângă niște bani și să investească, să aducă un produs nou, ceea ce ia și timp. Dar vorbeam de acest produs Zetanil. V-am spus mai devreme că are în compoziție cimoxanilul și zoxamida. În condițiile în care mancozebul dispare, începând cu 2022, din păcate pentru noi, de pe piață, Zetanilul este un produs care poate să vină să vă ajute și să înlocuiască acel segment în care noi fermierii folosim sau foloseam produse pe bază de mancozeb sau un amestec cu mancozebul pentru a trata mana. E un produs care, datorită componenței și substanțelor active pe care le are în formulare, are un mod de acțiune multi-site, spunem noi, are ca și eficacitate, maximum de eficacitate sau cuvântul maxim al acestui produs, al acestei combinații, este spus în momentul în care este folosit în perioada de formare a boabelor până la intrarea în pârgă. La fel, e aceeași discuție și același exemplu pe care vi l-am dat și la ciflamid. E zona în care strugurii sunt destul de sensibili și produsul, prin toate testările pe care noi le-am organizat în România,
ne-au arătat că zona cea mai bună de utilizare a produsului este această perioadă de vegetație, da? De formare a strugurilor, a boabei și în pârgă. Aceleași lucruri și aceleași rezultate bune au fost obținute atât la Institutul de Viticultură de la Valea Călugărească, cât și la stațiunea de viticultură de la Pietroasele și la fel avem același cuvânt, să spun, pozitiv, rezultate bune din utilizare în tehnologia de producție în ferme precum cele de la Murfarlar, de la Jidvei, folosit acolo cu succes, și pe anumite ferme din la Budureasca, de pe zona dealului mare. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc un an cât mai bun, e un an 2021 cu perspective frumoase, o primăvară frumoasă tuturor și să ne revedem sănătoși cu o prima ocazie. Mulțumesc! Cu voia dumneavoastră o să vă fac o invitație, mulțumindu-vă în același timp pentru prezentare. Viticon 2021 are organizată și o zonă expozițională, acolo unde veți putea vedea pe viu și efectele la produsul finit date de Summit Agro. Da? Vă rog, dacă vreți să mergem împreună, mergem aici, către zona expozițională, să o găsim pe colega noastră, Carmen, care și să fim siguri că sunteți pe mâini bune. Bună ziua, bine ați venit! Vă mulțumesc, sărut mâna, bine v-am regăsit! Avem și noi o întrebare pregătită pentru dumneavoastră. Având în vedere faptul că produsele pe bază de mancozeb se vor retrage în curând din piață, ce soluție oferă Summit Agro pe termen lung pentru combaterea manei la viță de vie? Summit Agro, pe termen lung, are soluția de a completa acest gol lăsat de retragerea produselor pe bază de mancozeb. Este vorba despre produsul prezent de față și prezentat mai devreme, Zetanil, un produs pe bază de cimoxanil, 330 de grame pe kilogram, substanță activă, plus zoxamidă, 330 de grame pe kilogram, substanță activă. Zoxamidă care a fost tocmai omologată și dosarul este aprobat pentru a fi folosit ca substanță activă în diverse combinații până în 2033. În momentul de față, pe piața românească, există doar Zetanil și cea de-a doua denumire comercială, Lieto, care are în componență această substanță activă zoxamida, și un alt produs concurent. Sunt foarte puține produse care au această substanță activă pe piața românească, deocamdată, ceea ce înseamnă că produsul are piață și are potențial, iar noi ca și companie, împreună cu partenerii noștri și cu fermierii, încercăm să ducem acest produs să-și arate potențialul, să fie folosit pentru combaterea manei în culturile de viță de vie și celelalte culturi horticole la care este omologat. Super, mulțumim frumos pentru detalii. Cu mare drag.